Incendiu în depozitul unui rezident al parcului industrial Răut din Bălți. Pompierii au intervenit de urgență pentru a preveni extinderea focului, în condițiile în care depozitul este amplasat la câțiva metri de o stație PECO din centrul orașului. Flăcările ar fi izbucnit aseară, la câteva ore după ce pompierii au localizat un incendiu de vegetație de pe teritoriul agentului economic. Administrația agentului economic a limitat accesul presei la depozit, dar a precizat că datorită intervenției prompte a pompierilor nu au fost înregistrate pierderi semnificative. Din imaginile video realizate de martor se vede că în depozit erau păstrate textile. A fost un incendiu, s-a răstâns, s-a oprins niște cârpă la depozit. Și doar atât? La lucrurile de sperit? Nu a fost daune, nu a fost... că nu a suferit nimic. Flăcările s-au extins pe o suprafață de 20 de metri pătrați din depozit. În încăpiere arde niște, pe o suprafață de 20 de metri pătrați, arde niște resturi de materie primă textilă. Respectiv incendiu a fost lichidat din spusele administratorului, careva prejudicii materiale nu au fost cauzate. Pompierii îndeamnă cetățenii să fie mai prudenți, mai ales că din cauza temperaturilor caniculare, riscurile izbucnirii incendiilor se menține sporit. În această lună la Bălți s-au înregistrat 6 incendii.